În cadrul unei festivități desfășurate în dimineața zilei de 23 martie, în sala de ședințe a primăriei municipiului Călăraș, primarul Marius Dulce a acordat plachete și diplome de apreciere polițistului local Sandel Prizneanu și colegei sale din echipajul mixt, Erica Dănciulescu. Cei doi au reușit să identifice și să prindă în scurt timp criminalii din cartierul Livadă. La festivitate a participat doar polițistul local Sandel Prizneanu, care a primit placheta și o diplomă în prezența colegilor săi din cadrul Direcției Poliției Locale. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat că va organiza anual un eveniment dedicat polițiștilor locali cu cele mai bune rezultate. Am vrut să ne vedem pentru că trebuie să dăm un exemplu de bună practică pentru voi. Un coleg de-al vostru, dar cred că nu numai el, pentru că este clar că voi probabil că faceți și aveți astfel de situații în fiecare zi, sau cel puțin o dată pe săptămână. Da? Și m-am gândit, în urma evenimentelor care s-au derulat, să începem ca în fiecare an, domnule director, să monitorizăm activitatea polițiștilor locali și cel puțin o dată pe an să creăm un eveniment în care să-i stimulăm și să le dăm exemplu, să-i dăm exemplu de bună practică. Da? Pentru că acum fac o glumă. Plachete, diplome, slavă Domnului, avem. Era bine dacă era... Da, din păcate, da, să dăm și o primă, nu ne permite legislația. Ar fi foarte bine să guvernul să lase sporurile. Da? Așa cum ați văzut și voi, se gândesc să mai taie din sporurile și implicit sporul acela de hrană care voi v-ați luptat și am reușit deja de 2015. Să-l punem acolo lângă salariu. Dar, începând de astăzi, o să facem acest eveniment de apreciere colegială, da, de bună practică. Dacă ați fost pe echipaj mixt, este clar că noi nu puteam să uităm de colega domnului Prizneanu, pentru că despre el este vorba, domnișoara Erica Dănciulescu, care din păcate astăzi n-a putut să vină, am înțeles că merge la anumite analize la Craiova. Văd că nimeni de la Poliția Națională nu a benevoit să vină. Drept urmare, noi ne-am gândit și la dânsa, așa că vreau să-l aducem lângă, să vină lângă mine, Prizneanu Sandel, ca să-i mânez o plachetă în semn de recunoștință și implicare. Felicitări, domnul Prizneanu! Și aici avem și o plachetă. Și sper că să nu ne oprim aici. Așa cum v-am spus, diplome și plachete avem. Este bine să-i monitorizăm, să vă monitorizăm activitatea și o facem. Și odată pe an să creăm un eveniment în care să aducem exemple de bună practică în fața dumneavoastră, dintre colegii dumneavoastră. Sandel, dacă ai ceva să le spui la colegi, pentru că nu vreau să mă vorbesc eu așa prea mult, știu că ai emoții și eu am emoții, că n-am mai dat așa diplome, dar acum poți să le spui ceva la colegi, să-i mobilizez ca, începând de la anul, să primească și câte o diplomă, câte o pachet. Ce pot să le spun decât să fie mândri că poartă uniforma care o poartă și să-și facă serviciu cum trebuie și vor veni și la ei rezultatele care le merită. Și vreau să vă spun decât atât. Să nu luați în seamă răutățile care se scriu pe Facebook. Faceți-vă meseria. Deja au trecut atâția ani de când ați trecut de la gardien public la polițiști local prin statutul care aveți. Știm foarte bine până câte am trecut și în 2012-2016 pentru că ne cunoaștem. Eu am speranța că vă faceți treaba, ne cunoaștem, am văzut cum ați lucrat în misiunile mixte, exemplul avem aici, dar nu este singurul, pentru că eu știu că mai sunt și alții dintre dumneavoastră care au făcut acest lucru, dar dacă tot începem cu el, să-l aplaudăm și încă o dată felicitări pe el și să nu uităm și pe colega dânsului, Erica Dănciulescu,
da? Care destul de tânără a avut curajul să-mi implice alături de el ca să poată să facă ceea ce a făcut. Felicitări încă o dată! Mulțumesc. Să știți că nu este un caz singular. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru activitățile pe care sau pentru activitatea pe care ați depus-o în toată această perioadă, de când a început cu starea de urgență, starea de alertă, perioada aceasta foarte dificilă. Dumneavoastră ați intrat în contact direct cu cei care erau presupus bolnavi sau chiar erau bolnavi și vreau să vă mulțumesc că pe lângă această activitate laborioasă dedicată limitării acestei pandemii, ați recurs și la activitățile specifice poliției locale cu rezultate semnificative, zic eu. Mă refer la activitatea de ordine și liniște publică, activitatea de comerț stradal, disciplina în construcție, activitățile de circulație pe raza municipiului. Și rezultatele se văd în fiecare raport de activitate sau rapoartele de activitate pe care eu le studiez zilnic. Felicitări colegul nostru Prizneanu și v-am zis... Și putem să-i felicităm pe toți, toți, pentru că până la urmă știi că a făcut parte din fișa postului faptul că s-a mediatizat toată această problemă, dar asta înseamnă că noi nu știm că voi faceți lucrul ăsta, v-am zis, cel puțin o dată pe săptămână. Știu că v-ați implicat în echipajele mixte și ați dat dovadă de profesionalism. Nu luați în seamă răutățile, făceți-vă treaba, făceți-vă din ce în ce mai bine treaba. V-am spus, nu o să fie ultimul eveniment, în fiecare an o să facem o gală, să zicem așa, dar de punere în evidență și de bune practici, pentru că trebuie în felul ăsta să găsim o modalitate să vă stimulăm și să încercați să dați dovadă de profesionalism. Da, din păcate, cu primele, asta este legislația, vedem ce mai fi pe parcurs. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și sper să facem lucrurile cât mai bine. La mulțumesc.